m-am bucurat că din nou sunt prima femeie, ca să zic așa. Cam asta face parte din karma mea, să fiu prima operatoare, prima de film, regizoare de film de animație, prima femeie ambasador, ca să zic, la Festivalul Filmului European. Trebuie să recunosc că ca în toate perioadele foarte bune, cu foarte multe lucruri, îmi pare rău că nu m-am putut ocupa mai mult de ceea ce aș fi dorit, pentru că în perioada asta a fost, este un surplus de lucruri bune, dar pe care, da. Mă bucur, ca să spun așa, că se deschide tradiția ca să mai avem și femei în cinematografie, că până acum am avut cam mulți bărbați. Pentru trailerul festivalului, pe mine m-a preocupat ideea cinematografelor și ideea faptului că noi facem filme românești, facem filme și de fapt ele nu se văd. Adică nu există cinematografe, există foarte... Când te gândești 2-3 ani de muncă și ai 2000 de spectatori sau 10.000 de spectatori și te bucuri de 10.000 de spectatori, în România vorbesc. Și cum vă simțiți acum că ați câștigat acest premiu? Bine. Despre film nu mai vrei să știți nimic? Da. L-ați văzut, nu? Da, l-am văzut mai de mult. Văd foarte multe filme și... Și dumneavoastră? Eu? Cu am scris despre el, dar nu l-am văzut. Dar unde se poate vedea? De exemplu, Krulic a avut 2000 de spectatori în România cu deschiderea la Animest, în timp ce proiecția de la Locarno a avut 4000 de spectatori într-o seară, într-o sală. Și te gândești că totuși faci pentru... Eu fac și pentru publicul român, nu fac pentru tot... pentru tot publicul din lume, dar când vezi că în România nu ajungi la public, este o tristețe. Și pentru clipul acesta, cam asta m-a preocupat, nu știu, aș fi vrut să fac ceva, mă rog, să folosesc animație, nu exista nici timp, nici buget pentru asta și până la urmă am încercat să fac, mă rog, un spot pe ideea faptului că suntem premiați, suntem buni, dar nu vede nimeni filmele.